Atlantia vivere, Atlantia vince, Atlantia victor, Atlantia vivere, Agartha vivere, Shambhala vivere, Urantia vivere, Akasha vivere, Lirmur, Surka vivere, Dracona vivere, The Insect Civilization vivere. Sunt un popor Atlanta, acest film este dedicat exclusiv fraților noștri de dincolo de Prut, basarabenilor, moldovenilor, care trăiesc în capitala spirituală și completă a Moldovei. Nu în partea de vest, ci în partea de est. Desigur, și cu partea de Transnistria, unde era un mare oraș, Dacic, nu mai știu cum se spunea. Știu că Chișinău era orașul alb, ca și cetatea albă, care acum se află în Ucraina, sau Ucraina, cum doriți să o luați. Istoria este foarte interesantă, dragii mei prieteni. Au venit mulți moldoveni în Cluj și parcă își desfac toți aripile și zboară, fiind tineri, fiind desprinși de părinți. Vorbind graiul lor dulce moldovenesc, caută să-și găsească de lucru în Cluj. Nu au bani, părinții de acasă nu pot să le trimită prea mulți bani și atunci sunt obligați toți să-și găsească de lucru. Și acum vedem oarea și în același timp miracolul lumii moderne globalizate în care trăim. Că se spune într-un video, într-un film despre căderea economiei mondiale. E un tânăr antreprenor american care se îndrăgostește de o businesswoman din America. Amândoi în jur de 35-37 de ani și merg să ia un credit de 500 de milioane de dolari sau să acorde un credit de 500 de milioane de dolari unor întreprinzători arab pentru a salva banca respectivului. Și condiția ei ca arabul să nu își retragă banii dintr-o dată, dar el, din păcate, își retrage banii dintr-o dată. Și înainte de asta, ăsta tânărul are, mă rog, ideea, străfulgerarea, că toată averea lumii se mișcă încet, încet către est, în Asia. Pentru că în Asia, oamenii muncesc mai mult, 12 ore pe zi sau 16 ore chiar, față de 8 ore în Europa și comparativ te muncesc 20 de zile pe săptămână, sigur, comparativ cu cât se lucrează în Europa și în Statele Unite. Și astfel se ajunge la căderea economiei mondiale, dar ăsta bătrânul care este șeful Fed îi spune tânărului american, fii atent că noi nu putem să facem nimic, ca noi rasa albă muncim mai puțin ca așa și într-adevăr va avea loc o cădere controlată economiei mondiale. Filmul a fost făcut în 1977, eu în 79 am născut, deci cu 2 ani înainte de a mă naște. Eu am acum 37 de ani, înseamnă că filmul a fost făcut acum 39 de ani. Și să îi spune bătrânul, fii atent că în următorii 40 de ani toată avuția lumii libere, așa zis libere, va merge către est, în Asia, în China, în Tigrii Asiatici, în Singapore, în Taiwan, în Japonia. Și va fi o cădere controlată. Nu putem să mergem la televizor să spunem oamenilor munciți mai mult pe salarii mai mici. Și ăsta îl întreabă bine, și ce se va întâmpla cu economia americană cu dolarul? Și el spune, nu-ți face griji că dolarul va supraviețui, trebuie să crezi asta. Și apoi în momentul colapsului sau chiar înainte, ăsta merge să se întâlnește cu un mare miliardar american și ăsta miliardarul îl ia deoparte și îl duce într-o sală mare plină cu scaune goale și se așează pe cel mai înalt scaun și îi spune acolo, de ce ești atât de prost? Nu mai există națiuni, nu mai există dolarul american, nici Statele Unite, nici Franța, nici Anglia, nici China, nici Japonia, nici Rusia. Vrei să spun care sunt noile națiuni ale lumii, cum se numesc ele? Motorola, Nokia, IBM, Apple, Boeing. Acestea sunt noile națiuni ale lumii și către ele își îndreaptă atenția și loialitatea toți cetățenii lumii. Și îi spune că nu are importanță pentru mine dacă eu
plătesc cu 20 de cenți un muncitor în Vietnam sau cu 6 dolari pe oră în America, că trebuie să îl satisfac și pe ăla din Vietnam și pe ăla din America. Sigur că îmi mut producția încet, încet din America în Vietnam, pentru că este cu mult mai ieftin și consumatorii cer bunuri ieftine și de calitate, nu? Și atunci trebuie ca eu permanent să scad costurile de producție și principal aceste costuri de producție includ plata salariilor. De aceea spun că am văzut foarte multă încredere la tineri ăștia moldoveni, inclus spunea asta Larisa, se întâlnea, da, spionul de ostră. Și prietenul s-o vrea să angreze la un server, bine, habar n-avea de server, știu, dar el avea ideea asta, că mai să angreze ca și graphic designer, habar n-avea de graphic design, sau să facă server, da, știu că voi sunteți asasini și aveți lucru bine făcut, știți să faceți lucruri bune, uite, am cumpărat gemul ăsta din Moldova, da, foarte bun, de ăsta, de zmeură și vinul ăsta pentru cea mai bună iubită. Uite ce frumos arată, da, trebuie să-l desfac astăzi, să beau. La mulți ani, în cea mai bună iubită din lume, 30 de lei, vin din struguri făcut. Știu că mai aveți nu știu câți hectolitri, 300.000 de hectolitri de vin sau 750.000 sau 30.000 acolo la Cricova, sub pământ. Îmi aduce aminte de orașele din Agarta, pe care o să le revăd curând, sper. Căci am stat 32 de cicluri în testul Agartei. Se împlinesc acum 3 ani, 3 luni, 3 săptămâni și 3 zile din perioada activă a ciclului din 23 martie sau 21 martie 2013. Și sunt un pic cam pe moarte așa, nu mai funcționează ficatul bine. Tot ce se întâmplă când încerci să învingi pe zeița Kali, da? Zeița morții și să faci ca oamenii să nu mai fie afectați de boli și să trăiască foarte mult timp. Eu astăzi am uploadat toate documentele lui Guccifer și s-a spus despre mine că sunt cel mai mare spion din lume, pentru că acesta este cel mai mare act de spionaj posibil, pentru că eu eram într-un director pe ftp.atlantia.online și login-ul este Apollo, codul de maimuță, atlantia.online și parola este Caligula 36 cu cât simplu cât mare. Eu am acolo atât în directoare cât și în arhive toate secretele americane. Toate numele iluminații ale templierilor conducătorilor americani, toți amiralii, toate vedetele de cinema din media, Britney Spears cu număr de telefon, cu adresă Avril Ramona Lavin, care este pe jumătate româncă, Miley Cyrus și așa mai departe, toți. Toți conducătorii din umbră ai Americii, tot guvernul din umbră mondial îl am acolo cu numere și adrese de telefon. Prin munca lui Guccifer, care este Marcel Lazar Leher, din păcate a fost pânzurat. Acum câteva zile, Dumnezeu să-l odihnească în pace, într-o închisoare federală din Virginia de Nord, sau cel puțin așa s-a lăsat să se înțeleagă. S-a scris pe Godlike Productions.com și pe timpurile creștine, pe Christian Times. Probabil că nu a fost pânzurat, altul a fost pânzurat în locul lui și el a fost dus și luat la NSA ca să slujească drept pavăză anti-hacker. În orice caz, eu am fost foarte ocupat și am trimis pe Twitter și la Anonymous și la Amnesty International și la CNN și la Fox News și la Liberation și la Libertate și la SRI și la SIE și la Poliție și la DGPI și la Armată și la ei, la organismele, la CIA, la NSA, la FBI, la Congresul American, la Departamentul de Stat, la Bill Gates, la Bill Clinton, la Hillary Clinton, lui Simona Halep și așa mai departe, da? Lui Maria Șarapova, sora mea Artemis, la toți le-am trimis. Ceea ce v-am spus eu, să intre pe FTP Atlantia Online, să bage login-ul Apollo Atlantia Online cu parola Caligula 36 cu C mare și să scoată acolo din directorul Guccifer toate aceste informații care ocupă vreo 6 giga. Și au intrat într-o oră 113 oameni.
Că așa se vorbește la noi din Ardeal. O intrat la mine pe serverul Dionisos, care are 8 nuclee și 1 gigabit pe secundă transfer rate, ceea ce au făcut să pice serverul. Deci au intrat 113 oameni în același timp și au downloadat 14,3 terabytes de informație într-o oră. Da, 113 oameni au intrat. Și Samuel Kurzweil și cu singularitatea și toți au intrat. Pentru că am acolo de panelul iluminat, mai exact anul ăsta 2016, că 1 cu și cu 6 fac 7 numărul timpului și o de cu 15 ani din 2001 și 1 cu 5 și 6 și 6 numărul creației, au de gând iluminații să detoneze niște bombe nucleare mari în Dallas, în Chicago, unde trăiește Taie Cămion. În Los Angeles, în Pennsylvania, care ar trăiește la stat și sunt 33 de grade masonice și pe stânga și pe dreapta, da? Că la Constanța vedem două șiruri de oameni, aia de pe stânga, iluminația de pe dreapta, frăția vieții omenești care stau sub pământ la casa poporului, da? Și așa mai departe. Deci, Chicago, Pennsylvania, Dallas, Seattle, Los Angeles și probabil și New York vor fi bombardate nuclear cu bombe mici ca să intre americanii și să cucerească tot. Și război cu Rusia și refacerea Israelului cel Mare, că e anul jubiliar și trebuie să mă plătească evreii că eu am condus lumea 19 ani, bla, bla, bla. 6980 de zile se împlinesc. Mai trebuie să mai aștept un alt de 20 de zile. Chiar îmi plac spioanele astea moldovence ce le trimiteți aici. Trebuie să trimiteți mai multe. Eu n-am mai făcut sex de 7 ani de zile. Ultima dată tot cu moldoven, că spunea să fie Moldova întreagă, dar vă nu înțelegeți următoarea chestie, că și eu vreau că Ardeal să fie independent, dar toată puterea economică la București, că astea sunt țări mici în Est. Și încă n-o pătruns capitalul și n-o pătruns înțelegerea oamenilor așa de mult încât să facă diferențiere. Că voi vreți să fiți Elveție și așa mai departe. Nu se poate chestia asta, că nu sunteți acolo și nu sunteți democrați și nu respectați legile și nu plătiți salariul la timp și nu aveți istorie și nu v-ați reușit să vă așa, să vă puneți un pic pe picioare în ăștia 25 de ani. Nici nu aveați cum să... Și așa mai departe, da? Ok. Și nu aveți armată, și nu aveți afuri zburătoare, și nu aveți... Multe lucruri nu aveți, da? Aveți dragon, aveți fete frumoase, asta e adevărat. 99% sau 90% din toate curvele din Occident sunt românce și moldovence și rusoice. Asta e adevărat. Îmi plac rusoicele că-s blonde și cum eu trebuie să fiu țara Rusiei peste o lună, că o să fac 37 de ani și 7 luni, o să pun și o vorbă bună. Da, bă, da. Deci ideea este următoarea, că tot mă repet, îmi cer scuze, sunt obosit, că eu nu am atentat la statalitatea Moldovei, că vreau să mă omorâți pentru asta, ci ideea este că eu așa am socotit atunci că n-ai văzut cum să supraviețuiți. Și probabil că am avut dreptate, dar între timp viziunea mea asupra lumii s-a schimbat. Am avut dureri, am dureri la genunchiul stâng, la mâna stângă, la coloana vertebrală, vertebre de pasat în două lucruri, coloana îndoită invers, dinții ăștia 3, 5 scoși, așa, și așa mai departe, bolile mele psihice, nu știu ce, urletele mele de noapte, tot efortul care l-am depus în astea 7000 de zile și acum vine ăștia de la MI5 și îmi spun cu emfază britanică, ah, tu ești cel mai mare spion din istoria umanității. Ești mult prea modest. Știm că și tu ești hacker. Într-adevăr, în 2004 am spart niște server la CIA, la NSA, la FBI, la frăția musulmană, la jihadul islamic. Am aflat că ăsta Osama Bin Laden se ascunde la granița dintre Afganistan și Pakistan. Acum mi-am tot îmi fac servere și le mut, am cases, știu cum să protejez un server virtual, știu care e diferența între ăsta și de dedicat, știu ce mere și ce numere. Am încercat să răspundez democrația asta virtuală în toată lumea, ca toți oamenii și toate speciile și toate rasele să poată să intre pe forum pe Democrația Atlantic și pe Virtual Democracy Org și să scrie legi, să voteze legi acolo, să nu mai este parlamente naționale și președinți și așa mai departe. Și am făcut toate chestiile astea pentru că eu sunt macedonean și sunt rus și sunt și român și dacă și atlant, dar
Ideea este că aceasta este ultima dorință mea lui Consiliul Atlantis. Unim toată planeta. Oricum planeta este unită. Vedem oamenii cum merg, toată populația Moldovei jumate o plecat deja în vest, da? Și un sfert din populația României, sau mai mult, că din 23 de milioane, câți au mai rămas? 18, de fapt mai puțin, mai vreo 12 au rămas și vestul în acte trecuți. Ok. E foarte bine. Da. Oricum mai trebuie să mai stăm încă 5 ani până în 2021 să se termine cu ciclul ăsta galactic. Acum toți sunt etici și având în vedere că toți sunt așa de mari ființe etice, acum trebuie să-mi fac serverul să mut pe 32 de nucleare, antenă, nu știu ce, pe 10 gigabit, că 1 gigabit pe secundă nu a fost suficient, trebuie să bag 10 gigabit pe secundă sau 100 chiar, dar acolo trebuie să plătesc de mă sparg și trebuie să mă plătească spionii ăștia după ce am înjat. Mâine trebuie să mă plătească să plătesc 46 de lună. Eu vă iubesc pe toți. O să sun pe Diana. Ciao, numai bine.